Bonjour, ça va? Je suis le collectionneur de vie et nous sommes à Maroc. Suntem în Agadir. Iată, am ajuns pentru prima dată în Africa și vom vizita pe lângă acest oraș și Marrakech. Deci, haideți cu mine să vedem ce putem descoperi aici în Maroc. Suntem pe plaja din Agadir, aceasta are câțiva kilometri, este foarte întinsă. Și iată, ne aflăm pe malul Atlanticului. Este a doua oară când văd oceanul, după ce am fost la Cabo da Roca și Cascais și în Portugalia. La deferlare se formează un fel de ceață, deoarece oceanul este agitat. Agadir este al 10-lea oraș ca mărime din Maroc, se află în partea sudică a acestei țări. Agadir este cel mai important resort turistic din Maroc. Are o populație de 400.000 de locuitori. Puteți ajunge destul de ușor aici cu avionul pe aeroportul Al-Masira. Noi am zburat, spre exemplu, din Budapesta. În spate puteți vedea un punct de belvedere, o prângire a munților Atlas. Miros de vară, nu? De mare. Acum mergem la un punct de belvedere să vedem panorama orașului Agadir. Tot acolo vom vedea o fortăreață care datează din secolul 16. Haideți să vedem! Și la fortăreață. Acolo puteți vedea orașul Agadir, plaja. Această fortăreață a fost construită în secolul 16 și a rezistat de atunci. În timp ce orașul Agadir a fost distrus aproape în întregime de un cutremur și apoi reconstruit. Traversăm munții Atlas. Au așa o tentă roșie, adică și o vegetație adaptată la uscăciune. Și mai în față se văd niște vârfuri acoperite cu zăpadă. Iată, am ajuns și în celălalt oraș marocan pe care îl vom vizita. Suntem în fața gării din Marrakech. Ce vedeți aici, în dreapta, este Jamal Efna. Este în patrimoniu UNESCO și se află fix în centrul Medinei.
what is made of? I will show you everything. Okay. Yes, please. Where are you from? Romania. First time? Yeah. So you heard about Moroccan oil before? Yeah. We have opportunity to see how we can extract this oil. This women cooperative. This is our first. Yeah. Keep it with palm and honey here. Yes, this one. Try. Almond and honey. And honey. Mm-hmm. Halva liquid. Mm. You like it? Yeah, of course. Halva texture, but liquid, you know? It smells like peanut butter. Much better than peanut butter, because I can oil anti-cholesterol. Thank you. Am vrut să vedem cum se prepară, nu? Un uleiul de argan cu diverse mirodenii, cum se aplică, cum se folosește, cum se extrage de... Am văzut și alte mirodenii, ceaiuri. Bine, mulțumesc! Buharest, Buharest! Ne-a întrebat cineva de unde suntem, a spus Rumanii. Și el a răspuns, aaa, Rumanii, ce faci? Mulțumesc! Cică Popescu, Cică Hagi! Și i-a spus, da, da, da! I-a zis și eu, Noretin la Ibet, Ceaba, Cică Hagi, Maroco, la World Cup, good luck! Și erau foarte frici. Cândva a fost cel mai dezvoltat oraș din Africa aceasta maghrebiană. Și a fost și cel mai important oraș din Marele Imperiu Marocan, fiind detronat de Fez. Însă, în secolul XVI, a redevenit cel mai important oraș din această regiune. Marrakech se află în partea centrală a Marocului și este al patrulea oraș campanime, având o populație de 950.000 de locuitori. Mâncarea marocană tradițională se numește tajin. Și rețeta este berberă, pentru că berberii au fost printre primii care au populat această zonă. Deci, poftă bună! Mergem pe străduțele din Marrakech, unde găsim aceste sucuri, care sunt micile buticuri. Sunt foarte multe motociclete ce trec pe aici. Am văzut și turiști. Clienta aceasta roșetică al clădirilor este dată de materialul folosit pentru construcția lor. Structuri marcate, soluri foarte roșiat. Pe aici, în zona marocană, au trecut foarte multe imperii, dacă pot să spun așa. Mai întâi au fost berberi, însă apoi au devenit romanii. Au ieșit bizantinii, cartaginezii, fenicienii, au fost și ei în aceste zone, la Imperiul Colonial Francez. Credința musulmană o au de la cei care au întemeiat aici un califat. Ei bine, ne aflăm la Palatul Bahia și după cum puteți vedea, acesta se remarcă prin multitudinea de culori. M-am tuns aproape marocan. Mă simt fresh ca o ploaie de vară. Și așa începe ploaia.
suc el quesabin. Suntem în Cyber Park, este o oază de modernism fix lângă Medina. Interesanți. Nu uitați să dați subscribe la canalul meu de YouTube, să mă urmăriți pe blog, pe colecționardeorase.wordpress.com și să dați like la pagina de Facebook Colecționar de Orașe. Ciao și numai bine!